Tragedia de la Caracal a fost la un pas să se repete. O fată de 17 ani din Iași a fost răpită, sechestrată și abia a scăpat de un viol după ce s-a urcat într-o cursă de ocazie cu un bărbat. Nici nu ar fi putut bănui ce i se poate întâmpla. Colega mea Daria Diaconiuc știe întreaga poveste. Daria, ce a pățit tânăra mai exact? Bun găsit! Totul s-a întâmplat pe 10 mai. Tânăra a ieșit din casă, a vrut să ajungă la liceul la Vaslui. De obicei mergea cu microbuzul, dar de această dată, în acea dimineață, șoferul nu a oprit. La câteva minute însă, lângă ea a oprit un tânăr cu o mașină și a spus că o va duce el la Vaslui. Crezându-l de bună credință, tânăra a urcat cu ușurință în autoturismul acestuia, iar după o porțiune de timp, acesta a luat-o pe un drum lăturalnic, a blocat mașina și a încercat să o violeze. Din fericire, tânăra a scăpat. După ce și-a făcut curaj, a mers la poliție, a reclamat acest fapt și pentru că, spre norocul ei, a reușit să memoreze o parte din numărul de înmatriculare al autoturismului, polițiștii, în curs de câteva ore, au reușit să-l depisteze pe individul din Vaslui. Acesta a mai comis în trecut mai multe infracțiuni, iar acum când polițiștii l-au prins, nu avea permis de conducere când conducea acel autoturism. Și iată că acum el are dosar penal pentru mai multe infracțiuni.